Salutați, prieteni, bine găsit un nou video. În acest video o să fac o prezentare, o machetă auto Citroen, Cruiser. Cruiser, Petre Cruiser. Această prima dată voi începe cu istoria acestei mașini. Mașina a apărut prin anul 2000 și s-a fabricat până în anul 2004. Așa că o să vă prezint această machetă auto. Vă urma cât de curând și mașinuțe noi pentru colecție, dar mai vedem. Deocamdată prezentăm ce avem, dar o să vină și mașinile prezentate. Bun. Avem fara din plasie separat, foarte detată, cu semnalizare asta, semnul de Chrysler, vectoare de ceasă cam conturate. Ce-am vedea așa cu verde și am cumpărat-o. Roți tip stea, rar machete așa. Așa scrie. Dați așa să focuseze. Cruiser. De ușire. Se deschide ușirea aia. Doresc să menționez că am avut ceva cu volanul înainte. Volanul trebuie să-l ripez eu cu silicon, pentru că așa a venit livrarea de volan aici să mi-a dat. Dar acum volanul stă la locul lui și pe asta am știut să o fac. Aici e puțină vopsea albă sărită, pentru că mașina ți-a fost jucată, posibil de cine a avut-o înainte. Asta mă tot după stopurile sunt detaliate foarte clare. Asta este rampa pentru frână, locul de la Chrysler. Aici stop eșapament. Stopul de ceață. Fibrile și din partea asta la antre. O să fiu rapid, dar ce imediat. Pe undeva și nu mai prea pot să arăt. Acolo se văd clar ceasurile de bord. Și schimbătorul. Este produsă de KingSmart. Da, Chrysler Petre Cruiser. E o machetă mai veche. La ce KingSmart-uri mai noi nu au cutia asta așa mare rezonanță. Și bineînțeles, este cu sistem de asta cu pulbe care face așa și mereu în față, nu? Cam atât și cu prezentarea ei. Sper că v-ați făcut și uitați de like și comentarii v-ați făcut toate. Vă doresc toate cele bune și multă sănătate și tot. Bye!